Dragi elevi, mă numesc Gabriel Vrânceanu și în călătoria de azi vom vizita un magazin special. Prin ce este special? Prin faptul că produsele sale, deși nu sunt materiale, sunt extrem de folositoare. Când zic că mergem în vizită, mă refer la una virtuală, iar moneda utilizată este, în acest caz, cunoașterea. Deschidem acum o primă fereastră spre cunoaștere. E o fereastră modernă, cea a calculatoarelor, o fereastră care, uneori, se deschide mai greu pentru că, periodic, își face o actualizare, proces care durează. Cât durează? Pe ecran observăm că din timpul de actualizare s-au scurs 14%. Tot în procente, avertizorul din imagine ne semnalizează că suntem pe un drum în pantă, înclinația pantei fiind exprimată în procente. Ar trebui să fim neliniștiți? Dacă la volan avem un șofer atent și care respectă regulile, nu ar trebui să fim neliniștiți. Dar ce reprezintă 14% sau 16%? Vorbim aici de o scriere compusă dintr-un număr 14 în cazul de față, efectiv dintr-un simbol matematic, cel de față, citit la sută. Exprimarea în cuvinte a scrierii pe care o vedeți se poate face astfel, fie spunând 14%, fie spunând 14%. Ca să înțelegem, să considerăm pentru început o pâine privită ca un întreg pe care îl împărțim în mod egal între doi prieteni. Fiecare primește câte o jumătate. Putem înjumătăți o pâine, putem înjumătăți mai multe pâini, 6 în exemplul dat. În acest caz, jumătatea lui 6 pâini, reprezintă 3 pâini. Confundăm înjumătățirea cu dublarea. Față de un întreg, un tot, adică, o parte din cele două ale acestuia o mai numim doime, iar repetarea de două ori a întregului ne conduce la dublul acestuia. Prin împărțirea întregului în două părți egale, obținem doimi. Dacă împărțirea întregului se face în trei părți egale, obținem treimi. În patru părți egale, pătrimi. În 10 părți egale, zecimi. În 100 de părți egale, sutimi. Și așa mai departe. La întrebarea cât reprezintă 3 din 6, unul dintre răspunsuri este că 3 reprezintă o parte, o jumătate, adică, din cele două ale lui 6. Dar jumătatea, scrisă sub forma fracției 1 pe 2, poate fi înțeleasă ca și 2 părți din 4, 3 din 6, 4 din 8 și așa mai departe, de exemplu 50 de părți din 100. Aici ne bazăm pe echivalența rapoartelor. Astfel, putem reține că jumătate din ceva, acest ceva privit ca un tot, poate fi gândită ca 50 de părți ale totalului împărțit în 100 de părți, adică 50 pe 100 din tot.
Putem împărți orice tot în 100 de părți? Să-l observăm pe 6. Dacă ne gândim la 6 pâini mai mari, puse una în continuare a celeilalte, cu un aparat de tăiat pâinea, reglat pentru o grosime convenabilă a feliei de pâine, am putea imagina că întreaga cantitate formată din cele 6 pâini ar putea fi feliată în 100 de bucăți. Astfel, o felie din cele 100 de felii obținute din cele 6 pâini ar reprezenta o sutime din toată cantitatea de pâine, adică 1%, 1% din 6 pâini. În imaginea din stânga ecranului am evidențiat o felie dintr-o sută de felii, deci 1%, iar în dreapta observăm 12 felii, părți, din cele 100 ale pâinii pe care o împărțim astfel în felii. Cele 12 felii reprezintă 12% din întreaga cantitate de pâine. Observăm cum, referindu-ne la jumătate sau la 1%, acestea sunt părți și semnificația completă apare atunci când știm a cui este o jumătate, respectiv al cui este procentul. Reținem că o exprimare de tipul A din B este C permite scrierea relației A ori B egal cu C. Cât de important este să știm la ce jumătate ne referim? Răspunsul îl dăm după ce înțelegem următoarea situație. Întrebăm, ce cântărește mai mult? O jumătate de kilogram de brânză sau o jumătate de kilogram de făină? Evident, cum jumătatea, în ambele cazuri, este a unui kilogram și nu neapărat a brânzei sau a făinii, indiferent că ne referim la un kilogram de brânză sau la un kilogram de făină, ambele jumătăți vor cântări la fel. În acest caz, balanța este în echilibru. Ne întrebăm acum ce reprezintă mai mult, 50% dintr-un traseu de 20 de kilometri sau 25% dintr-un traseu de 40 de kilometri. În acest caz, și numărul de procente și totul din care se calculează diferă, deci răspunsul nu mai este atât de evident ca în exemplul precedent. Pentru început, exprimăm distanța de 20 de kilometri în metri, știind că 1 kilometru este egal cu 1000 de metri. Obținem că 20 de kilometri reprezintă o lungime de 20.000 de metri. Cei 20.000 de metri împărțiți în 100 de părți egale dau ca rezultat 200 de metri. Deci o parte, adică una din 100, are lungimea de 200 de metri. Reținem că 1% din 20 de kilometri reprezintă 200 de metri. Cum ne referim la 50 pe 100, adică la 50 de părți de câte 200 de metri, rezultă că 50 pe 100 din 20 de kilometri este egal cu 50 ori 200 de metri, adică 10.000 de metri, ceea ce corespunde la 10 kilometri. Putem folosi acum același procedeu
pentru a determina 25% din 40 de kilometri sau ne putem ajuta de proprietățile de calcul cu fracții ordinare. Astfel, 25 pe 100 ori 40 se poate scrie ca fracția 25 ori 40 totul pe 100, adică 1000 pe 100, rezultatul fiind în final de 10 kilometri. În concluzie, 50% din 20 de kilometri reprezintă aceeași lungime ca 25% din 40 de kilometri. Recunoaștem că 50% înseamnă jumătate, iar 25% înseamnă un sfert. Atenție! A spune că jumătatea este egală cu sfertul este posibil doar dacă știm a cui jumătate avem și al cui sfert îl avem. Astfel, 50%, adică jumătatea, capătă semnificație dacă este calculată dintr-o valoare, cantitate cunoscută. Reținem că atunci când spunem 50%, înțelegem că ne referim la o jumătate din ceva. Deci avem o interpretare relativă, dacă nu știm acel ceva. Astfel, 50% din 14 capătă semnificație completă, absolută, când spunem că jumătatea lui 14 este 7, deci 7 reprezintă 50% din 14. Ne referim la o jumătate din 14 în acest caz și această jumătate are o valoare asociată, cea de 7. Este evident că 50 este mai mare decât 25, dar compararea 50% cu 25% nu mai este o evidență. Ne-am apropiat de final și sper că vizita în magazinul cu procente v-a făcut curioși. În acest caz, puteți reveni în vizită oricând și să aflați mai multe prin accesarea materialului pe care l-am pregătit pentru voi asociat acestei lecții. Drag elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!